Bună ziua, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Andrei și am să vă arăt un tutorial Smudge Photoshop. Nu este atât de complicat. Vom folosi doar un render 460-250. Nu mai folosim Smudge Red. Ne arăt un background. Double click. Yes. Selectăm renderul, luăm, îl așezăm să se vadă doar partea cu roșu. Bun, să nu se mai vadă alb. Selectăm Edit, Free Transform, Flip Horizontal. Bun. Din nou, aceeași chestie. Așa, bun. Și cam aceasta e tot. Nu? Image, apply image. Selectăm smudge. Și dăm cu smudge într-o singură direcție. Nu dați în mai multe direcții pentru că va arăta foarte urât. Sau dacă vă place puteți face și așa. După ce vom da cu munci, vom adăuga renderul și putem să mai facem diferite modificări. Bun. Așa ceva, luăm renderul, îl poziționăm. Ceva de gen. Ștergem acest logo. Selectăm smudge, înălta smudge. Nu, mai întâi ștergem puțin. Să nu mai fie acest, să nu se vadă chiar de drept. Și dăm cu smudge ca în primul pas. Să nu mâncăm prea mult din render. Avem grijă. Bun. Bun, dăm și pe această parte și pe aici, în aceeași direcție, nu uitați, o să în direcția. Încercăm să se vadă un roșu pe aici, pe lângă mână. Bun, aceasta este aici. Aceeași direcție. Nu mâncăm prea mult din render. Bun. Acesta e tot. Puteți faceți anumite modificări cum vă place. Puteți să schimbați și direcția smudge-ului. Blur. Useam blur. 10. Over place of like, hard like, selectați și doriți. Eu setez de obicei hard like. Și opacitatea pe undeva la 75%, cam așa. Bun. Asta, gradient map. Aceasta. Bun. Gradient map, aceste trei culori. Soft light, scădem din opacitate undeva pe la 17%. Bun. Selectăm brush tool. Cam așa. Vom face niște... Vom da cu puțin bruj negru, pentru a arăta mai bine în margini, dar și pe sus. Nu vom adăuga o soră de lumină. Bun. Cu
Farf. Bun. Level. Ceva genul. Image. Adăugăm un gradient. Ceva genul. Bun. Color lockup. Alegeți ce vă place de aici. Vom căuta ceva frumos, care să arate bine. Da, ceva de genul, draw blue. Sunt mai multe chestii. Această opțiune se pune doar pentru CS6, nu pentru CS5 și restul versiunilor mai vechi. Rămâne aceasta. Puteți să alegeți ce doriți. Ar mie îmi place mai mult aceasta. Filler, Apple Image, dăm un topaz foarte puțin, puțin ajustare, cam ceva genul. Bun, ceva genul. Mereu să ștergeți topazul pe față. Bun. Apple Image, selectăm Sharpen. Undeva pe la 60%. Bun. Și asta e tot. Puteți să adăugați un test pe preferințe. Adăugăm stroke, negru, un pixel, centru. Cea mai simplă modalitate cu Rectangular Marquee Tool. Asta e tot. Mulțumesc pentru că ați venit la tutorialul. Numele meu este Andrei. Nu uitați like plus subscribe canalul meu de YouTube. Jos aveți renderul. Și nu uitați să intrați pe blogul meu care se află în descripție. Mulțumesc!